Miciu nu poate scăpa din acest supermarket? Miciu a postat azi pur și simplu două clipuri cu familia mea mă torturează într-un magazin și ultimul care scapă din supermarket câștigă 2000 de dolari. Tocmai am construit acest supermarket cu tot felul de produse tari și am Bun. Pus înăuntru patru concurenți. Iar ultimul dintre voi care o să părăsească acest supermarket trecând de ușii de linia roșie de acolo va câștiga cei 2000 de dolari. Este mă, vă spart! Eu câștig, bă! Challenge-ul ăsta pare ușor, dar va deveni din ce în ce mai greu pe parcurs, totuși încă de la prima oră se întâmplau deja certuri. Băi, dacă vă atingeți de raftul ăsta, nu știu ce vă fac, vă terorizez. Ele, da, trebuie să împărțim tot, bă. Exact cum am zis, că nu există așa ceva. Ăsta e raftul meu, bă, lăsați-mă în pace. Pe șase ceartă, nu ia bună pentru ei, iar noi, ca să ne asigurăm că nu o să iasă nimeni din perimetrul acestui magazin, avem această cameră de supraveghere care vede... Îi spionează de la distanță până acum. Și fructe, la chestii din astea de camping și de dormit. O să ducem o viață de lux aici. Iar că stăm aici o grămadă. I-am lăsat să se acomodeze pe acolo și să treacă puțin timp. Dar chiar dacă erau relaxați, se pregăteau încă de la început pentru ce e mai rău. Dispoziție, nu mă interesează, pa! Păi lăsăm aici, tată, haideți, mă, să-mi faceți de papa, că nu mai pot de foame. Uite la o parte, bă, eu oricum am fost bucătarul lumii timp de 24 de ore în vlogul de la mine de pe canal, deci eu cam am idee ce trebuie să-i fac de mâncare. Uitați-vă cum arată hainele astea totuși. N-ai, mă, cum să reziști mult timp murdar, deci automat ești din concurs, pierzi tot, n-ai cum. Frate, eu nu gătesc așa de des. A, tu ca tu, Parpita, eu ce stăgă, nu gătesc. Eu cam am o idee despre ce aș putea să-i fac. Haideți să vrem ce au gătit ăștia, că le-a dat ceva provocare să... care gătește cel mai bine, nu știu ce, mâncar pentru el. Vedem? Eu sunt sigur că nu o să dau greșeală cu asta, mă, sunt sigur. Eu știu că mi-s-o dură să mă, deci sunt sigură că nu o să port eu hainele alea. Am trebuit înainte să termin acel timer, așa că l-așutăm pe Mici. Vreau să nu pierd acest timp. Bine. Cică, gata, ia mă. Ia să vedem, dragii mei, ce mi-a spus voi mie aici, mă. Cine o să iau hainele astea, băi? El o să aflăm imediat, da? Hai să începem de la stânga cu mama Mițanu. V-ați aranjat în ordinea în care a spus aici astea, da? Da, da, da. Ok. Avem acest sandwich. De ce n-ai pus și tu o felie de pâine deasupra? Păi da, mă, Mițu, dar eu știam că tu nu preferi pâine așa multă. Iaurt lângă, unde e? Unde să iau iaurt? Că n-am aici iaurt. Bă, ce ai rost de iaurt, mă, frate? Bă, ce ai rost de iaurt? Bă, ce e asta? Bă, ce e asta? A, guacamole. Nu sunt vinete, băi, guacamole. Nu cred că ar fi așa rău. Eu zic că-s bune. Mănânc și eu una dacă vrei. Ce? Unde-i ceapa din el? Ce sunt astea? Deci a bătut joc. Hai că-s curios care i-a gătit cel mai bine. Deci... Următorul preparat e al tău? Salată cu somon. Ai, place, să nu te strâmbi. Salată cu somon? Somonul ăsta așa de mare, de aia se taie bucățele mici. Există așa ceva? De lemn, cum să tai foarte mic. De ce n-ai pus roșii? Ai roșii acolo, nu ai pus roșii în salată. Ce se întâmplă? M-am grăbit. Păi da, dar somonul cu roșii era mai bun decât atât. Ce-i asta, mai mă, bă, frate, bă, și bă? Hai, mă, când are cum să nu-ți placă, mă, frate. Cred că mâncarea lui Parpi i-a plăcut cel mai mult. Este? Mică, pui tu direct toate astea, ce este mai? Pune alea pe tine, Iuli, să le acum 20 deci lui, de ore. Mâncarea lui Iuli că i-a plăcut cel mai puțin. Ok. Următorul care a găsit obiectul ascuns a fost tata. Rifice microunde, supermarket. Din clipuri des înțelege toate nebunia asta. Au răvășit toate produsele alea. Hai să vedem ce produs, ce obiect i-a pus să-i caute. Și să verifice microundele. Ia mă, ce i-a găsit? Am găsit mărul pe care l-am pus în microunde. Mai sunt două, băi. Am găsit mărul, uitați-vă cât de frumos e. Golden Apple. După descoperirea lui Parpi, presiunea a crescut. Iar următorul care a găsit obiectul ascuns a fost... Tata! Ia, ce obiect a găsit? Am găsit și eu. Tata Mițanu a găsit și el cel de-al doilea obiect de esență aurie. Bravo, Parpi. Ce-o fi asta, nu știu, o sticluță de parfum, habar n-am. Hai să vedem, doar mama și Iulia au mai rămas în competiție. Haideți, mai aveți foarte puțin. Eu zic că găsește Iuli premiul. Hai să vedem dacă am dreptate sau nu. Nu în challenge-ul momentul de față, mai aveți foarte puțin, grăbiți-vă! Obiectul auriu poate să facă diferența dintre 2 de dolari sau 0 dolari pentru mama Mițanu sau Iuli. N-a găsit Iuli? Nu poți să crezi, mama Mițanu a găsit produsul! Iuli este oficial eliminat din acest concurs! După ce că a purtat și acum ăsta-i norocul. Au mai rămas 3. Să vedem că următorul e eliminat. Râdeau de mama Mițanu în continuu și mă simțeam puțin prostuț pentru ea, așa că în ultimele minute din challenge-ul ei am decis să-mi scot asul din mânecă făcând asta. Fiți atenți, le vom închide lumina din interior acum. Bă, ce se întâmplă, mă? Mițu, ne-auzi?
Bă, s-am speriat rău. Bă, frate, s-a luat curentul, mi-e frică. Iar acum dăm drumul și la niște sunete de poliție și totodată dăm drumul și la niște lumini de poliție ca să se panicheze un pic. Deci aici încearcă să se joace cu psihicul lor, nu? Băi, fiți atente, el vrea să ne lucreze la psihic ca să ieșim după el, da? Mare. Da, deci vrea să se joace cu psihicul lor. Băi, s-a panicat rău de tot, că nici n-am mai fost de ceva timp la ei, deci îi înțeleg oarecum. Băi, sunteți pe aici, mă? Alo! Băi, nu ne aude nimeni! Deci dacă reușești să scot cumva pe cineva cu chestia asta, cu vrăjeala... Nu cred că reușești cu treaba să te joci cu psihicul lor. Dar... Bine, nimeni aici, nici Mițu, nici cine mai era pe aici, ies eu. Stați așa că mai am o idee, luăm portavocea asta și strigăm: stai curcat, stai jos! Stai jos! E vocea lui, mă! Stai jos acolo, curcat! E vocea lui Mițu, mă! E vocea lui Mițu! Cum mă s-au... Bă, își trebuie efect care să-ți modifice vocea, gen, pe portavoce, își trebuie un de-ăla care îți îngroasă vocea sau care îi face ceva vocii sau ceva de genul, gen, ca să fie mai credibil treaba asta cu portavocea. Fiți atenți, atunci aveți 15 secunde să nu plec coșulețul sau mai de alimente și de chestii importante. Haide, dacă nu vă iau ce vreau eu și vă dau și o pedeapsă. Îi dau o tastatură aici. Ah, deci aici e un umple pur și simplu random coșul cu obiecte. Eu și în magazin avem mâncare pentru 4-5 zile lejer. Asta dacă n-aveți fițe voi la mâncare și o împărțim ca... Bă, vreau să văd care următorul e eliminat, că n-am timp acum gen să văd tot clipul lui. Deci pur și simplu aici încearcă să facă ăla cu umple pătratul cu cât mai multe obiecte, fără să depășești linia. Este gen, asta e ideea care încearcă să o facă acum. Mi-am dat seama că... Mi-am adus acum aminte din niște clipuri ale lui Zbăr și cam asta încercă să facă, ok? Cine are cel mai puțin? Și doar ce se află în pătrate, așa că hai să calculăm. Vom începe. Ah, ce se află în pătrate, deci nu contează ce nu... Credeam că merge doar ce se încapă în pătrat, că ce nu este în pătrat... ...valoare de 323 de lei și pe toți cartofii ăștia îți mai dau 100 de lei, 425 de lei să zicem, da? E bine. Tata Mițanu, hai să vedem următoarea persoană. Calculăm și la Parpi acum, ia să vedem. Vei palet aici să nu le iei, da? Că sunt în afara circuitului, da? Asta le pun aici. Ce nu este împătrat, n-avem cum să contorizăm. A, deci cel care are cel mai multe costuri final pentru cât produsele din pătrat câștigă, gen ronda? Mamă, ce scumpe sunt astea. Așa că am scanat totul. Nu sunt astea scumpe. Pentru Barbie a fost de exact. Dar sunt 15 lei, deci sunt scumpe cumva, da. Deci în momentul de față, Barbie este pe locul 1, tata Mițanu pe locul 2. Hai să vedem mama Mițanu. Mamă, 12 de 4 ori că tata a luat. Dacă mama Mițanu să aibă produse mai ieftine de 400 de lei, o să fie eliminată, dar nu prea cred că a început cu prime-ul ăsta. Nu cred că pierde tata Mițanu 100% că văd mama Mițanu, dar treaba nu arăta rău nici pentru mama. Totuși, 800? 863. Parcă așa scrie acolo blurat. E. 63 de lei. Am greșit o cifră, dar merge. Ok, bun. Haideți să vedem cum se descurcă și să dăm un final la tot. Clip se va termina cu următorul. Hai să dăm challenge-ul final al lor. Ghicește 3 prețuri corecte ale produselor pe care le am eu aici și va câștiga cei 2000 de dolari. La noi tata Mițanu face cumpărăturile și eu nu știu prețurile. E, no. Noi niciodată nu facem cumpărăturile. N-am ce să fac. Cine zice prețul cel mai apropiat câștigă sau poate exact, da? Primul produs din cele 5 este această pâine, dragi mele. Nu vă mai uitați. 4,50 lei. Este cont propriu. Da. Eu zic 1,30 lei. 1,30 lei Parpi și 1,20 lei. Răspuns corect, 1,30 lei Parpi. A, mă gândeam la altfel de pâine. Are gustul asemănător în pâine. 0 Parpi. Hai să vedem cum stă situațiunea. Okay. Al doilea produs sunt aceste căști de la Achiris Sirius. 490. 300 de lei a zis Parpi. Mama Mițanu. 350. 350. 390 mai degrabă. Răspuns greșit, 230 de lei Parpi. A fost mai apropiată. Încă un preț al unui produs ghicit de parte și a câștigat absolut tot. Continuăm cu ce... Eu am căștile astea de la Razer de 300 de lei. Mă, dacă le găseam pe alea de la Kiris în ziua, eu le luam pe alea, știi?
ceva pe care mama Mițanu ar trebui să-l știe, și anume la fetele. Preț repede. 12 lei. 5 lei. Corect, 5 lei. Chiar 5 lei. Chiar 5 lei în cap. Mamă, ce emoție am. Următorul produs ar trebui să îl știți oarecum, că m-ați mai auzit pe mine vorbind. Aceste căștraie. 50 de lei. Corect, mama Mițanu. Dai, lasă parpi, tot e bine. Produsul decisiv. Avem acest detergent. Uitați. 8 lei. 8 lei, am dreptate sau? De bunicel, zic eu. 14-20. Nu te grăbi, par. 8 lei? 2000 de dolari pe linie. Hai, e destul de mare, frate. Mi se pare că e mai mult de 14 lei chestia asta. Eu zic undeva la 18 lei 20. Sigur? Da. De ce ai făcut așa? 24 cumva? Este foarte posibil ca tu să pierzi acești lei. Bă, am aflat și mi-a câștigat challenge-ul lui Miciu. Acum să vedem cum s-a descurcat Miciu în magazin, că eu de asta sunt curios. Familia mea reușește să mă scoată din ele mai puțin de oră, o să le dau 500 de dolari. Nu rezist o oră. Haideți, mă! Stai să vezi ce deci, o să faci acum, te terorizăm acum, o să vezi. Challenge-ul final este de 2500 de dolari. Ok. N-aveți nicio șansă, mă. Terorizăm acum, să vedeți ce-i facem. Ei tocmai ce au stat aici în chestiuța asta, uitați-vă ce-au răvășit tot ăsta. Deci nu înțeleg ce-au făcut pe aici, băi, e haos complet, fraților. Da. Și hai să investigăm ce-au avut pe aici totuși, mă. Ia vezi, tată, un raft complet de bă, tare, gen, clipul ăsta, ideea și na. Hai să vedem cum s-a descurcat Mițu. Își facă căldură dacă era nevoie, dar nu e nevoie, că filmul... la guacamoleul meu. Pot să confirm că ceapa aia miroase foarte urât, chiar e groaznic. Aici se schimbă rolurile și ei sunt cei care îl controlează pe. O mulțime de bomboane, echipamente de la Try Academy și noile căști de la Try Academy care arată incredibil și pe care le-am pus la vânzare, dacă sunteți cursanți de la Try Academy. Frumoasă ideea asta cu vânzarea în magazin pentru promovarea produsului. Frumoasă ideea. Au doar o oră a timp aici, nu 24 de ore. Sau cât era. Să mai luăm aia 500 de dolari. Trebuie să ne grăbim să facem niște challenge-uri, că trebuie să o scoate neapărat de acolo. Ia, ia mai. Emergent, mi-a venit ceva în cap. Hai, hai să mergem, hai să mergem. Ești pregătit, Mițule, de primul challenge? Nu, ce challenge? Ia atent acum. Bagă-te aici, în cărucior, că te vin haide, în cărucior. Haide, urcă-te, nu te mai uita. Haide, bă, urcă-te. Cum mă să mă urc direct așa? Bă, au. Păi, dar ce-mi faci, gen? Bă, uite așa eu. Bă, ce crezi, mă, că eu renunț la asta? Ia uite acum, 12. Băi, e mai mult distractiv decât enervant. Bă, băiatule, bă, sunteți... Bă, stai, mă! Bă, e periculos! Bă, e distractiv! Bă, e periculos! Ce e periculos, mă? E periculos totul! Bă, e periculos pentru cameră, da. Că tu nu prea ai poți nimic, gen, decât o rană mică. E periculos pentru cameră, să nu se strice camera în cazul ăla. Nu renunț! Bă, nu renunț, orice ar fi, nu mai îmi faceți nimic cu ăsta, că nu renunț! Mai face bine, mai cobor! Nu renunț! Bă, frate, nu-mi vine să cred că n-a vrut să iasă. Asta e, mai pierd să-mi stici. Mă, ce m-am amețit de cap! Ia uitați-vă ce amețit se ține de cap, frate! Ești pregătit? Ce vreți să fac? Ia uite, mă, amița, nu ce avem aici! Ce vor să-i facă? Ce culoare îl va face? Eu zic că mov. Roșu cu albastru. Hai mă, frate, eu v-am colorat în păr. Roșu cu albastru. Mov, nu? Ia mă, mov, nu e somnanță de mov, ceva? Pe scaun, vă rugăm frumos să stați bine. Ia mă, ia. Albastru cu rosu. L-am făcut mov. Am avut dreptate, nuanță de mov. O creastă, o creastă galbenă. Băi. Nu te mai plânge, ce faci? Uitați-vă cum arăt, fraților. Gata, nu mai îmi dați nimic. Nu mai îmi dați nimic, ajunge. N-am terminat. Hai că nu-i stă în halul ăla de rău. Uitați-vă, mă, ce-mi facem. De fapt, ba da. Ia uitați-vă, mă, ce-mi facem. Ia, mă, ia. Au bătut joc de mine, dar nu ne lăsăm, frate, să mă culc un pic aici, ca să fie treabă, tata. Nu-mi pasă de nimic. Ce vor face cât timp doarme? Deci, da? Băi, ce-mi faci? N-a apucat să doarmă și vor să varse ceapă pe el. Pe ceapă, nu? Privește acum încordat, da? Băi, te rog eu frumos. Băi, închide și ochii. Închide ochii, că nu vreau să vezi când dau drumul. Închide ochii. Mamă,
ce miroase. Mi-a cus direct la dâncă. Câteva zile. Poți să nu mai fii înghețat? Dai 100 de dolari și ieși. 100 de dolari și ieși? Bine, am puțin nimic, mă, eu. Mie te-l poți să rapă. Ia, ia, mâncă una. Nu! Pune-ne acolo, că ești înghețat. Păi nu mai pune una. Da, uite, mă, mâncați aici. De ce prece în genii din congelator? Gata, ești dezghețat. Băi, sunteți mârlămoi. Sau era gen treabă de aia cu de post niciun fel de dăla și la trebuie să-l facă să nu se miște că timp var să-l adapte. Puta ceapă, trebuie să-mi fac duș urgent. E, descurc el să scape de miros. Ia, mă. A venit data mița, nu stai. 27 de minute rămase ea. Sus, să vedem la cameră. Hai, hai că dai pe tine, băi. Așa, una. Bine. Mamă, că vomit, bro. Auleu, ce acritu. I-a luat ceva acru să bea acolo. Sus, mă, să vadă la cameră, așa, bravo, a doua gură. Cât ai zis, mă, că le dai? 50 de dolari. Haide, mă, pleacă. Nici două pizza nu pot să-mi iau, băi. Două pizza nu pot să-mi iau cu 50 de dolari. Ba, da, poți să cin. Poți. Hai, mai multe, da. Bă, 50 de dolari, cât era? Gata, trei guri. Hai să mergem, că băcat trecuște challenge-ul ăsta, trebuie să pregătim ceva mai extrem de atât. Cât e 50 de dolari ăsta? 200 de lei? Poți să cipi ce-o pe. Cred că a stat și câteva zile borșul aici. Nu știu, nu mai avea un gust bun așa. Problema ca de un borșul e bun, dar hai, da, trebuie să mănânc ceva să anulez tot gustul ăsta. Băgăm repede un bueno Kinder ăsta, bueno ăsta, ca să ducă un pic din gustul al borșului, mamă. Băi, eu zic să nu lăsăm mult așa să stea, hai să-i facem următorul prank repede acum, hai. Bine te-am găsit, Mițule! Iar au venit, mă. Mai pot? Mai poate, mai poate. Până mâine poate. Bă, frate, bă, 21 de minute rămas. Miciu a fost torturat în ultimul hal până acum. Nu mă scoateți. Mamă, deși mi-a făcut cu ăsta la gât. M-a spart cu ăsta la gât. Ce guler mi-a făcut aici. Doamne, bă, băiatule, bă. Nu-mi vine să cred. Oh, să arunc și asta după mine. Sunt ultimul, ești nebun, deci nu mai. Mai rezistă, Miciu, nu-i problemă, mai rezistă. Puta borș. Ai, mă, nu. Nu știu cum se numesc alea, dar... Mamă! Aoleu! Mamă, m-a spart! Aia, mă, nu cred că este pentru tâmpenia asta. Nu cred eu că pierde pentru tâmpenia asta așa repede, mă, nu cred eu. Hai, mă, nu cred că doar așa rău. Nu se rupă să-l are, gen, nu e cauciuc, gen... Cum să doar așa rău d-alea? Gen, sunt pentru apă, dar nu-mi vine în cap cum se numesc. M-a liniștit de tot. Băi, dar nu vă eram o milă de el, măi? Pentru 500 de euro, nu? Nu, mi se pare așa dureros treaba asta. Ia, mă, de ăla ca de la... Pentru abdomen, nu-mi vine nici ăla în cap cum se numesc. Ce să fac? Pe când mai am 10 minute să ies? Nu mai ai 10 minute mai mult. Hai să te întinzi, să stai așa confortabil. Ha-ho! Indică tricou. Bă, ce-mi faci? Păi pune chestia asta pe abdomen, nimic mai mult. Ușor, te rog frumos. Îți pun dispozitivul ăsta acum să scoatem cel mai tare abdomen. O să se vadă instant? Da, instant, dar apăsăm aici și da plus. Vrei să te minte, nu sunt curios cum se simte durerea asta? Bro! Mamă, mâncați și gura ta! Mai pot! Ieși! Bă, nu da! Lasă! Nu ies! Nu ies! Bă, aș încerca și o de-aia să văd cât de tare doare vii să te-i. Ieși, dacă nu mai pot! Hai, că te-a să rupat! Mamă, ce-a luat-o! A curentat-o pe Parpileana! Mamă, cum simt abdomenul! Mamă, ia uite cum e făcute! Da, da, uitați abdomenul acum, arată cel mai bine! Nu ieși? Hai, nu ieși. M-am și curentat din cauza ta. Nu ieși. Nu ieși, orice ar fi. Hai, mă, ieșiți, că nu mai are mult timp! 7 minute! Ia, cum îl combine ultimele 7 minute să iasă, ia! Pierdem timpul frumos! Hai de capul meu, deci m-au cocoșat cu ăsta, mă. Ce mi-ar mai face, mă, că mai avem foarte puțin timp. Ia, mă, ia. Enorm de puțin timp trebuie să mai fie. Am stat acolo și am așteptat cu nerăbdare să văd ce le mai poate capul. În ultimele 5 minute se întâmplă ceva, este? Ce credeți, fix în ultimul minut au venit cu asta. A, ultimul minut. Nu mai avem timp să-i facem ultimul prank. Iar au intrat. Ia, mă, ia, mă, ia. Ce vor să facă în ultimul minut? Sus, mă! Vino, mă, coace! Pune-mă asta! 30 de secunde! Stai, mă, ce vor să-i facă? Să vezi cum e pe jos când dormi! Băi, stai, mă, băi! Băi! Băi, se rupe pătura, se rupe pătura! Nu se rupe, mă, pătura, dar se poate sparge camera! Nu ies! Ieși, mă! Nu ies, mă, n-auzi că nu ies! Pârâie! Pârâie asta! Băi, mi-e frică! Băi, nu mă târâți, mă, pe jos! Ce-mi faci? Ai grijă, Iulică? Ia, mă, ia! Băi, scap! Băi, scap! Băi, scap!
lăsați-mă, bă. No, nu este. Lăsați-mă, mă, să moare brabeții de nu. Din păcate, n-au reușit bine, bă. Banii rămân la Mițu. A rezistat, a rămas cu $500. A rezistat el bine, mă, bine.